În fiecare zi, în întreaga lume, numeroase femei sunt supuse abuzurilor, unele dintre ele în propriile locuințe, acolo unde, de fapt, ar trebui să se simtă în siguranță. Reprezentanții ai autorităților, experți naționali și internaționali și-au dat întâlnire la cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței față de Femei și Fete și Violenței Domestice. Pentru a combate violența împotriva femeilor și a violenței domestice, la 1 mai 2022, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția de la Istanbul. Țara noastră este al 35-lea stat membru care a ratificat documentul. Potrivit președintei Maia Sandu, tratatul oferă un șir de soluții eficiente pentru femeile agresate. Șefa statului a menționat că statul trebuie să facă mai multe pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Avem femei care cred în viitorul acestei țări. Acest viitor nu este compatibil cu conceptul de violență. Autoritățile au luat mai multe măsuri pentru consolidarea luptei cu violența domestică. Victimele pot obține astăzi asistență juridică garantată de stat din momentul depunerii plângerii contra agresorului. Totodată, monitorizarea electronică a agresorilor a redus incidența recidivei încălcării ordonanței de protecție. Suedia este una dintre țările care oferă sprijin constant Republicii Moldova pentru combaterea și prevenirea acestui fenomen. Acum este timpul potrivit pentru noi, oamenii din Republica Moldova, partenerii și autoritățile, să devenim mai rezilienți prin elaborarea unor programe de susținere. Este timpul să lucrăm cu instituțiile din domeniu. Fiecare dintre noi trebuie să găsească soluții. Una dintre femei la nivel mondial a suferit de violență domestică. Trebuie să ne gândim la soluții care ar însemna mai multe femei în poziții de decizie și trebuie să ne asigurăm că femeile și fetele sunt parte a procesului de luare a deciziilor la nivel înalt. Autoritățile Republicii Moldova s-au angajat să promoveze toleranță zero față de violența în familie, violența față de femei și o recunosc ca fiind o formă de încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare.